Noi suntem în perioada aceasta într-o transformare colosală a profesiilor. Din 90 și până acum, cam 60% din profesiile vechi au dispărut. Au apărut profesii noi. Dacă încerci să te uiți la viitor, să faci o prognoză pentru viitor, tu vezi dezastre. Nu poți să vezi un viitor frumos decât dacă îl construiești. Da. Ca să-l construiești, trebuie să ai o vedere generală, o privire clară din avion sau din satelit, ca să dai seama de dinamica vieții. Adică spre ce se îndreaptă ca profesie, asta spuneți, omenirea, da? Da. În mod normal, ea se îndreaptă către rezolvarea crizelor existente. Dar noi vedem că, de fapt, apar crize noi și nu se rezolvă nimic din spate. Pentru asta trebuie un efort de concepție. Un efort de concepție care nu poate face oricine. Aici trebuie să ai o experiență uriașă, una la mână, și să fii specialist în... Eu sunt specialist în modelare matematică. Am dezvoltat un institut de cercetare, se cheamă Human Knowledge Research and Development Institute. Și când pun pe Google de curiozitate, văd că între dimineață și seară, rankingul acestui institut e între o jumătate de miliard și 5-6 miliarde. Ceea ce înseamnă că Google taie vârfurile dacă nu dau și ei niște bani. Bun, eu nu le dau niciun fel de bani. Dar e important să se înțeleagă că dinamica asta cere inteligențe specializate. Noi ne-am învățat să ruinăm inteligențele specializate sau să le alungăm. Ori le folosim, le sub-evaluăm și le sub-folosim. Nu le punem în valoare. Ori le primim deloc. Exact. Ori le trimitem la păscut. Deci, sau chiar mai rău de atât, îi eliminăm pur și simplu. Dar am senzația, adică nu aveți senzația că vorbiți o limbă străină? Adică, acum când explicați lucrurile astea, nu aveți senzația că vorbiți o limbă străină pentru majoritatea celor din țara asta? Ba da, dar știți, la intrarea în orașul Almata, din Kazakhstan, este o inscripție în arabă, în care scrie mai degrabă vei mișca munții sau vei face ca fluviile să întoarcă către izvoare decât să faci dintr-un om prost unul inteligent. Știți care e diferența dintre omul prost și omul inteligent? Omul prost n-are rost. Omul prost n-are rost. Da, de e prost, nu că n-ar fi inteligent. Dar nu-și găsește rostul. Ca să-și găsească rostul, trebuie să vezi viitorul. Reiau din nou aceeași idee. Ca să vezi viitorul, trebuie să fii vizionar. Deci dumneavoastră spuneți că, de fapt, copiii acum ar trebui canalizați, pur și simplu canalizați, pe spre lucrurile pe care le au. Pe harul pe care pe harul pe care l-au. Pe care l-au. Dar cine să vadă asta? Iertați-mă. Este, nu știu dumneavoastră, ce, dumneavoastră aveți privilegiul de a avea de-a face cu, cum să zic, copii geniali, cu oameni supradotați. Eu am beneficiu de a avea relații cu toți. Am înțeles, dar una peste alta, școala din România, avem profesori blazați, da. Oameni care nu mai au bucurie să spună nimic, da. Oameni care nu mai au bucurie să afle nimic. Da. Da. Și atunci, cine, adică mâinile cui este copilul acesta despre care vorbiți dumneavoastră? Mâinile cui se află el acum? Avem o tendință și mai interesantă. Pe ce te bazezi? Te bazezi pe prostia umană sau pe inteligența artificială? Deci dacă abandonează cursa dezvoltării minții și sufletului uman, înseamnă că oamenii ajung niște roboți. Și asta este de văzut, pentru că uitați-vă acum ce se întâmplă în lume. Educația de gen. Deci nu interesează mintea și sufletul, interesează sexul.